Salutare, dragilor, suntem în drum spre Brașov. În clipul de astăzi o să vedeți o întâlnire instantă, o abordare efectiv care n-a durat mai mult de 2 secunde și am obținut întâlnirea instantă. Vă mai spun că nu era treaba asta plănuită, nu m-a interesat chestia asta. Și vreau să vă inspire acest lucru, să luați acțiune și să înțelegeți că oriunde ați merge, veți vedea femei și oriunde vedeți o femeie, ar fi ok să vă băgați în seamă și să propuneți o cafea. La mine cam asta a fost. Eram în tranzit spre Timișoara să filmăm clipul din Timișoara, undeva prin Lugoj, unde efectiv am văzut o tipă, mi-a plăcut, oricum voiam să beau o cafea, s-a întâmplat, s-a microfonul pe mine, băi, scuză-mă, salut, bam, bam, și cam atât a fost. Singurele chestii pe care vreau să le recomand sunt mai degrabă două care au condus la relaționarea asta ușoară între mine și ea, și anume faptul că trebuie să fii foarte relaxat, foarte detensionat. Chestie care, cursul de dezinhibare emoțională te ajută să realizezi fix asta, că nu degeaba l-am creat, ok? Deci... După care a doua chestie este să înțelegi puțin niște rutine de deschidere, pentru că poate în capul tău te gândești că e ok să mergi la o tipă bună ce faci, nu e chiar ok în opinia noastră și ți-am arătat asta în videoclipuri, așa că în cartea pe valurile alfa acolo ai mai multe rutine de care te poți ocupa, așa că fii atent la video ăsta, sper să-ți placă și enjoy! Hei, scuze-mă, fii amabilă că sunt nou în oraș și mă gândeam nu știu ce se poate face prin orașul ăsta. Am venit cu munca și stau așa și mă plictisesc. Mamă! Te-ai și udat acum. Poftim? Te-ai și udat acum. Da. Păi nu știu, ce ai vrea să faci în oraș? Păi nu știu, orice. Te întreb că, nu știu, am venit, am vrut să beau o cafea și... Păi mi se pare așa, nu știu. Nu. Tu ce faci chiar acum, nu știu? Trebuie să mă duc până la salon. La salon? Lucrezi la salon? Nu. Ah, okay. Mă duc la salon așa. Ah, te duci numai la salon? Da. Eu sunt Andrei, apropo. Par de 17, de-aia m-a speriat. Eram, stai așa să mă asigur, știi? Okay. Ce se poate face pe aici? Păi în afară să stai la terase și să ieși. Dar cam astea sunt terasele? Adică ăsta ar fi centru, să zic așa, până încolo m-am dus și până încoace, gen. Da, dar mai e după pod o porțiune faină. Dacă vrei, oricum merg încolo. Mm-hmm. Dacă vrei să vin încolo. Sigur, hai să mergem. Hai. Tu ești super pe grabă cu salonul ăsta sau? Nu, adică la două am programare, dar... Câte ceasul? Unul și un fel. A, păi te rețin la o cafea în cazul ăsta. A, păi da, nu știu dacă ajung, că am de mers puțin. Ok. Am mă, că ajungi, nu stăm mult. Da, am venit cu munca, sunt organizator de evenimente, știi? Păi și ce evenimente organizezi? Păi uite, azi mă ocup de majoretul cuiva concret. De ce? De un majoret. De, cum îi spune, de majorat, nu? Da, da. Și scuză-mă, am fost și plecat mult prin străinătate și limba română e dusă. În UK. Iartă-mă dacă ți se pare ciudat, eu sunt genul mai... Da, îi se pare ciudat! Știu, de când cu Insta sau cu Facebook, toată lumea la modul... Dar nu știu, eu mereu am fost sociabil, am fost... Nu știu, nu mi-a plăcut interacțiunea asta. Da, și eu, ai noroc că te-am băgat în seamă. Am, nu. Am eu noroc că m-ai băgat în seamă, nu? Da, normal. Zici că da, normal. Îmi place încrederea ta. Ușor arogantă. Dar e bine că ai încredere, decât să nu ai. Putarea e apa și foarte mare. Nici nu poți să vezi malul. Normal e un mal pe aici, știi? A, da? Da. Ce, e inundația acum sau ce? Da, păi au plouat 2-3 zile la rând, în continuu și... Na, cam în toată țara e așa. Ce, până la 50 de aici. S-a crescut foarte mult apa. Cam nașpa. Nu vă este frică că crește dracul și este pe stradă pe aici? Eu nu stau chiar în centru, deci pe mine, până ajunge la mine. Aaa. Oricum e mic ca oraș ăsta, nu? Sau mi se pare mie? Da, mi se pare că din trei pași îl dai și gata, cam ăla e. Dar tu de unde ești? Eu de locuiesc din Piatra Neamț. Da. De-aia vreau să-ți spun... Păi Piatra Neamț până aici acasă. Păi dacă sunt organizator de evenimente și de obicei, ca să înțelegi la ce mă refer, sunt pentru lumea cu bani... Mă gândeam. Știi? Pentru că nu mă deplasez, crede-mă, pentru... Da, și mă gândeam că cine dracu, eu mi-am ținut majorator. Deci am odun prima creșmă, mi-am ținut majorat. Într-un club și atât. Pe bune? Da. Aveți cluburi faine aici? În Timișoara. Ah. Dar acum sunt închise. Sunt închise cu pandemia, da. Vieții. Bine, stăm aici, nu stau mult. Dar... Sigur, nu te rețin mult. Nici eu nu stau mult. Ia zi, ce masă îți place? Da, de nu știu. Da, și noi aici, nu știu. Sau și noi aici? Cât de ciudată interacționată de la 1 la 10? Tu plăște cineva pe stradă, hai. Eu eram așa, știi, când merg singură pe stradă, mă gândesc la gândurile mele, nu la altceva, și tot mergeam și mergeam și am zis că vii spre mine și zic că ce n-ai mai stai că se apropie. Se apropie un ciudat de mine și la modul ce dracu face asta. Da, te rog.
Spune despre tine, nu știu, da, ce-ți place să faci, da, ce pasiune. Am 17 ani, mă. M-ai văzut așa, m-ai prins că am plecat pe graba dimineața, nemachiată, nearanjată și ai zis că, ba, clar are 17 ani. Nu știu ce mi-a transmis ideea asta, nu știu, chiar nu știu. M-ai văzut așa, mă, e slăbuță, da? E bine să fii slăbuță decât... decât plinuță, da? Da. Și ți-am întrerupt meditația. Da. Hai să mă bați pentru asta. Păi bine, ce mai fac eu interesant azi pe aici, până de seara? Da, stai, cum ai venit? Ieri am venit. Ieri am venit și mâine plec, teoretic. Teoretic. Mereu e teoretică, practic de obicei ne lungim și mai stai și mai stai și mai stai. Păi și pe când e majoratul? În seara asta. Da, să zic. Păi și tu cum vii așa, îl organizezi? Adică nu înțeleg ce faci mai exact. Organizez sala, încăperea. Sunt un fel de, nici nu știu cum să-ți explic, aduc lumea potrivită. La nivel de DJ au vrut, nu mă întreb. Da, eu am echipă, n-am venit singur, am o echipă întreagă după mine, am 7 oameni. De-aia zic că cine mă cheamă, nu mă cheamă pe... Acum da, da. Un trist singuratic. Ia zi. La ce te gândești? Mă gândeam, ai venit cu 7 oameni, dar totuși erai singur și m-ai oprit pe mine. Da, ce trebuie să înțelegi, că eu fiind organizatorul, eu doar vin, dau ordinele și după aia îmi văd de ale mele. Bani ușori, scuză-mă. Da. La modul nu trebuie să-mi bag capul. Numai trebuie să iei de început, ca să nu se mai după ușor. E amuzant că avem un membru nou în echipă și, mamă, și se uită lumea la mine, la modul, mă simt... Da, păi știi, aici toată lumea cunoaște pe toată lumea. Da, și eu sunt extra la nou. Mersi tare mult. Pentru că la acest eveniment, din toate, s-a cerut un nutriționist, dar n-am înțeles de ce. Era la modul... La ce? Ține regim fata și nu vrea să... Nu știu, nu înțeleg nici eu. Eram la modul ok, de unde dracu fac rost de unul, că nu cunosc pe nimeni. M-am dus în prima sală și am zis, bă, nu știu, care ți-e prețul, care e tariful? Că domnule, atât, dar stai că dacă vrei să mă duci la dracu în praznic, atât și atât. Și eram, păi... De ce n-ai căutat pe cineva de aici, ți era mult mai ușor? Păi nu știu, că deja mi se pare foarte mic, mi se pare la modul... Da, dar mai bine ai duceai din Timișoara, de la 60 de kilometri decât de la... De asta am nevoie de o femeie în viața mea. Ca bărbat mă pierd așa. Ce râde, uite și tu la ea. Ah, și te-am găsit pe tine și am zis că te iau de soție astăzi. Băi, vezi că mai glumesc, poate, nu știu. Poate te aștepți pe aici să mă pun în genunchi, să pun inelul. Nu acum, mai târziu, da. Nu? Mai târziu ar fi potrivit. Poate. Păi spune despre tine, nu știu. Ce lucruri ai ca pasiune, despre ce ești pasionată? Sport. Hmm? Sunt pasionată de sport. Sport? Da. Când spui sport, la ce te referi? Tot ce înseamnă sport. Da, ești așa slăbuță. Am făcut atletism de performanță. Da. Și am avut niște accidentări și n-am putut să mă recuperez complet după ele și mi-am dat seama că oricum nu pot să fac bani din chestia asta. Hmm. Și m-am axat pe altceva. Accidentări la ce te referi concret? Poftim? Accidentări la ce te referi concret? Păi am avut rupturi musculare, am avut niște probleme cu nervul sciatic. Mamă. La spate. Și... Te asigur că știu, da. Mă glumesc, nu te supăra, poate deci te superi. E doi mușchi la spate, se contractă și prind nervul la mijloc și atunci mă doare și mă lasă piciorul. Mamă. Gen, dacă îl forțez, dacă nu îl forțez, de exemplu... Gen, și acum are efectul ăsta, nu? Mă, e la mișto sau nu, că nu era o vreme când... Scuze-mă că te întrerup, apropo, că are sens cu ce vorbim noi. Ziceam un prieten, nu știu, îl vedeam, că îi plăcea o fată, de exemplu, prin oraș, se ducea deodată, vorbea la ea și eram, se pare ciudat așa să mergi și spunea, bă, dacă mie îmi place o fată la școală, cum făceai? Îți plăcea Raluca, da? Raluca din prima bancă, nu te duceai la ea și spunea, Raluca, mie îmi place tine. Și eu eram, nu îi spuneam asta. Și spune, da, eu așa fac, știi? Dezvoltasem glumele astea, m-am dus cu el odată și o întreabă pe fată, îi spune că dar și la voi acolo în Cluj soarele e tot așa pe cer și iese dimineața și... Eu n-am înțeles de unde ești, de vorbești de Cluj. Mă, Piatra Neamț. Încearcă să ții minte. Păi da, păi faptul că mai mulți... vorbești de da, Cluj. Faptul că mai mulți, ascultă-mă, faptul că mai mulți oameni ajung prin alte colțuri ale lumii e o treabă. Ești din Piatra Neamț? Eu sunt din Piatra Neamț. Nu. Ok.
Tipul, timpul, tipul, da, s-a întâmplat să fie prin Cluj. Și îți povesteau o chestie. Dar tu momentan ești cu traumele astea. De unde am ieșit? Da, ce mai vrei pe stradă? A, că ești faină, mi-ai plăcut, pe lângă toate treburile. Asta stai, vrei să te minți, să jucăm jocul ăla prost în care nu-mi place de tine, dar de fapt îmi place de tine și... Păi nu cred că are rost, că n-am păi asta zic și eu, păi asta zic și eu. Zic să fiu mai direct cu tine, știi? Dacă ai curiozitate, întreabă-mă, că văd așa un grad de scepticism dubios. Cât ți-ai dai? Cât îmi dai? 22. 28? 28? Mm-hmm. 28 ai. Dacă mai faci așa, mă simt parcă aș fi tactus, la modul ok cu aia, gata. Nu, are. Ce să fac eu să te relaxez tu mai mult? Relaxe, pare că sunt încordată, patru. Nu, no, nu, nu par relaxat. Adică așa, cu scepticismul ăsta tău. Păi și cum pe fata, că dacă am înțeles bine, e o tipă. Mm-hmm, Miruna. Miruna? O cunoști? Și mai cum? Miruna Bigiu? Burghiu, Bigiu? Eu n-am, nu, stau de 6 ani în Timișoara, a, nu prea vin pe acasă. Acum am venit acasă, că am zis că să-mi pun niște bani deoparte, dar n-am pus nimica. Înseamnă că ai planuri, care, ce planuri ai? Obiective de viitor? Păi, mi-am luat câine. Mm-hmm. Asta era, asta era planul. Da, da. De ce câine ți-ai luat, scuze-mă? Bulldog francez. Ioi, mam. Dar e albastru. Mm. A fost destul de costisitor. Așa. Vreau să-mi pun aparat dentar, că, după cum am spus, am fost la dentist, acum. Și vreau să-mi iau mașină. Și tot încerc să-mi pun bani deoparte. Nu prea stau bine cu chestia asta. Mie îmi trebuie haine în fiecare lună. Cred că nici nu, nici eu nu stau. Cred că nici oamenii pe care îi cunosc nu stau bine cu partea asta. Și am zis că dacă stau acasă, mi-e mai ușor să-mi pun bani deoparte. Bine, nu mi-e mai ușor, oricum trebuie să plătesc chiria în Timișoara, cheltuielile care sunt în Timișoara, chiar dacă stau acasă. Dar bine, nu sunt chiar așa de mulți bani, ca și când aș fi stat acolo. Bănuiesc că ai văzut că nu, adică e un oraș mai micuț, nu sunt cheltuielile așa de scumpe. Și dacă vii și stai în oraș, nu știu, toată ziua și mănânci în oraș și tot o văd. Nu-i la fel ca și când ai stat într-un oraș mai mare, să faci chestiile astea. Înțeleg. Cred că mica reținere pe care am avut-o la tine când mergeai, când m-am uitat și am zis, ok, tipul asta îmi place. Dar știi ce am observat? Ce? Ce-ai tu pe mână. Și era la modul, te rog, nu-mi zi. Și am zis că hai că mi-ncerc norocul să vedem dacă e chiar așa, pentru că dăm două secunde mâna. Nu. Deci chiar îmi pare un inel de logodnă, pe bună, da, și eram... Da, mi-am prea singură. Deci ăsta e mesajul pe care vrei tu să-l transmiți la bărbați, gen... Da. Și că da, tati, da. Ce faci treaba asta? Pentru că nu-s curioasă, așa măcar am un motiv, știi, gen zic, bă, na, într-un mult mai frumos, știi, nu pot. Într-un mult mai frumos, dar de ce? Îți place să rețin disponibilă? Pentru că nu-mi place ca să... Se bage oricine în seamă cu mine. Mm-hmm. Că nu-s curioasă de oricine. Fata e că eu am lucrat și în club și da, acolo trebuie să am dat de tot felul de oameni. Te cred, te cred. Acordat la bărbații din România, te cred. Da, și chiar trebuia să fiu drăguță, să nu zic nici, să zâmbesc tot timpul. Eu te înțeleg perfect, te înțeleg pe de-o parte. Ok, pe de-o parte te înțeleg, pe de-alta nu. În sensul că tu spui că na, nu vrei nimeni să se apropie de tine, știi? Am mai avut un inel mai normal, să zic așa. Și... Am fost la un lac pe aici, pe lângă Lugoj. Și nu știu cum m-a aruncat fostul meu prieten în apă și mi-a sărit inelul, mi l-a dat din când m-a prins de mână. Se practică treaba asta? A picat în apă. Scuze-mă că te întreb, se practică treaba asta? Gen, te iubesc atât de mult și te aruncă în apă? Nu, a fost ceva așa, gen, eu am încercat să-l împing pe el, după aia n-am a, ok, a fost în joacă, m-am gândit că te-a luat cu o japcă de aia proastă, gen. Nu. Și mi-a picat în apă. Mi-a așa. Mi-a foarte rău de inelul respectiv și am zis că eu îmi cumpăr oricum altul. Că știi care e faza cu ăsta? E... Cum spui tu, ai la dreptate, știi? Nu era așa, era cu niște curaje așa drăguți. Bine, ăsta e din argint, ăla era din aur. Adică trebuie să spui problema și dacă ții la depărtare unul fain în fond, care poate îți place și ție în final. Da. Că n-or fi toți ciudați. Eu te înțeleg și pe tine, mă înțeleg și pe mine. Am ieșit și eu, ultimele mele 3 date-uri, cred că au fost toate de căcat, la modul... Gen, vorbești cu omul, ce planuri ai de viitor? Dar de ce mă întrebi asta? Și spun, păi că-s curios să văd cum rezonezi ca femeie, ca persoană, știi? Unde te îndrepți în viață, știi ce îmi spunea?
E prea deep întrebarea, putem să nu... Și eram la modul, coai, tu nu știi ce faci mâine? Nu, eu sunt genul de persoană care, coai, eu mă gândesc cum să fac, de exemplu, acum mă gândesc foarte mult că vreau să-mi cumpăr un apartament în Timișoara. Ai planul mari, da? Da. Vezi că ți-l dă... Dar na, nu a fost momentul potrivit și am zis că mă mai gândesc. Vezi, cum e, 5%, nu? Gen, dai avans ca să-ți iei primul apartament. Da. Prin bancă, mă refer. Da. Ai putea, ce dracu. Da, m-am gândit și așa, că nu știu dacă vreau să rămân în firma asta în care sunt. Am primit niște oferte să plec în altă parte, doar că sunt la facultate acum și dacă mă duc la altă firmă, nu o să pot să mă ocup și de facultate. Uh-huh. De exemplu, aici, dacă am examen sau așa, plec de la firmă, nu mă pune să recuperez orele respective și așa și mă întorc. Te-a să văd cât e ceasul. Jumate. Și ce mașină vrei să-ți iei? Păi m-am gândit la foarte multe. Bine, întrebarea ar fi de ce anume vrei să-ți iei o mașină în primul rând. Nu știu, o consider inutilă, sincer. Păi îmi trebuie mașina pentru că Lugoș, de exemplu, nu ar fi atât de importantă pentru mine o mașină. Păi și în Timișoara ar fi? Da. E mai mare orașul. Și drept oricum ajung cu tramvaiul mai repede. Păi asta spun, la asta, asta mă gândeam, știi? Doar că, na, mai pierd tramvaiul, mai... Eu cum sunt foarte grăbită tot timpul și n-am timp niciodată de nimic, mă trezesc târziu, nu mă îmbrac repede în 5 minute și am și fugit. Păi și te mai relaxezi tu? Distracția ta care este, scuză-mă? Pe lângă faptul că spui inelul și ții la distanță vagabonzii, ce distracții mai ai? Nu știu să zic sincer, acum mă ocup foarte mult de câine. Mm. Îmi place să ies mult. Și mie îmi place să ies mult. Înainte de carantina asta am fost tot plecată, am fost ba la București, am stat un weekend mai prelungit așa, ba la Cluj, am fost și în Deva, deși nu prea am ce să fac acolo, dar am zis că mă duc, că vreau să mă duc la cetate, că n-am fost niciodată la cetate până atunci. Și îmi place să mă plimb mult. M-am dus în Budapesta doar ca să beau ceva, să mă duc înapoi. Nu pot să crezi, singură? Nu, cu încă o prietenă. E departe de aici, apropo, nu? Nu, cred că cam 4 ore am făcut. Mamă, tot faci, da, 4 ore. Cu ce te-ai dus? Cu tren? Cu mașină? Cu ce te-ai dus? Mașina, nu? Nu. M-au zis că e fain tare pe acolo. Da, dar e și destul de scump. Destul de mare oraș. E foarte frumos, având în vedere care Dunărea. Ce plătește în euro pe acolo, nu? Nu, au corinți, dacă nu mă înșel. Ah. Bine, oricum am plătit cu cardul, că nu am stat să plec acasă cu bacșiș după Oricum nu mi-e mai schimbă nimeni dacă aveam mărunt. De toate focusele care le-am eu stocat cu ei. Mă gândeam că, na, mă mai uit în jur când ies prin oraș. Mă gândeam, bă, la vârsta lor. La mine? Ce anume? La vârsta lor, copiii. Ah, ok. De lângă. Ah, da, mă, crede-mă, mă gândesc și o zi. Nu știam cum să fac temele și să... Bă, dar noi la vârsta noastră eram, ce dracu făceam, jucam șotron în pana mea, da, și cu elasticul, da, și căcaturi de-astea și dădeam, nu știu dacă știi, la băieți, dar băieți aveau sportul ăsta cu, dădeai cu deget într-o monedă de la o grupiță, ceva de genul, știi? Nu știu dacă ți-amintești. Sau dacă ați jucat vreodată. Ba da. Mamă, ne distrau maxim. Moneda, da, ce jucam noi, ăla la ține așa. Și ce mai era? Mai era ăla cu 9 pietre, nu? Aruncai cu mingea de tenis în ele. Da. Astea erau jocurile noastre, nu... Eu eram atât de fericită când apucam, aveam timp să... Acum mă uitam la fratele meu, că am un frate mai mic, are 10 ani. Ce de ce? Mai mai usă PlayStation, eu nici nu știam ce era PlayStation când eram mică. Asta spun, cam prostită alea că generația asta așa, o ia aiurea, știi? Atâta de supărat eram când ploua afară, că nu puteam să ies afară. El e fericit că este joacă pe PlayStation. Da, fain. Mai scoate-l tu, mai destinde-l, mai zi, hai mă frate, hai să mergem pe afară. Da, l-am chemat, vine cu mine, trebuia să merg cu mine. Și să-ți rezolvi treaba și e super fain. Și eu vreau să-mi pun sincer că mi-au făcut un control și mi-a zis că da, mă, ție ți se pare că e ok, dar nu e ok. Și mi-a zis că închide gura și am zis că o închid și îmi zice, hai să-ți fac o radiografie să văd la ce mă refer, știi? Că nu înțelegeam ce dracu zicea. Și acum observ că atunci când închizi cumva e puțin mai în față și mai în spate, o denivelare, o decalare, nu știu. Și mă eram, da, cu aia, n-am văzut niciodată treaba asta, știi, zice, da, man, nu prea e bine, știi? Și am zis, bine, hai să, na. Hai să-mi super. E păcat să nu-l ții mereu pe față și să fii... Vreau de mult să pun aparat dentar, e complet de o viață. Da. Da.
dar na, ai mei mi-au zis că las, că n-ai nevoie, că nu știu ce. Băi, au dreptate și atât, ce te place, te place în fund, așa cum ești, nu e chiar căcatul ăla, știi? Da, dar acum, na, sunt pe banii mei, fac ce vreau. Mie mi-a plăcut, nu știu, cred că atitudinea ta, cum mergea, erai... Bine, erai cam grăbită. Eu tot timpul sunt grăbită și dacă nu am nimic de făcut și ajung mai repede, tot timpul merg repede pe stradă, nu... Dar mi-ai părut simpatică. Și a zis... Te-ai și emoționat, te-ai călcat în apă. Da. E de bine dacă m-am emoționat. E mai bine să te emoționezi decât să nu simți nimic, nu? E drept, da. Cum interacționa, mă refer? Cum ți se pare? Ok. Nu știu cum ar putea să mi se pară pentru... Prima oară când te văd. Cât de ok o scale de la 1 la 10? E bună și a mea, n-așa. Ai diferența, ai cam de mea opinia. Ok. Ce problemă? Ai diferența. De zâmbă, te simți bine. Dar tu, dacă tot ai întrebat. Eu mă simt foarte bine. Sunt și obișnuit cu treaba asta cu, bă, e ciudat și așa, pentru că ți-am spus toată lumea, cu Instagram-ul e alat o razna. Dar ăsta modul eu nu pot pe Instagram, ăsta modul... Na, știi, dacă vrei să te las pe timpul a mea, să vezi, frâne, să știi că prind. Imaginează că eu la Capia... La ce te gândești? Te gândești la ceva și mă mănânc așa, că aș vrea să știu. Ce trece prin căpșorul ăla? Ce liceu ai terminat? Ce anume? Ce liceu ai terminat? Auto. Auto? Mhm, tehnic auto. Ok. După cum vezi, nu sunt mecanic. Da, observ. Asta unde? Piatra Neamț. Poți să cauți pe Google, colegiu tehnic de transporturi, cum spun ei, știi? Și ăsta, în modul cu aia, e mecanic, dar încă cat nu-i mai spune atâta de fancy, știi? Transport. Mecanic cu aia. Dar, sincer, m-am dus acolo că eu știam deja că nu o să vreau într-o bună zi să activez în treaba asta cu școala, cu meseriile astea. Eram la modul... Ce fain e asta? Momentan, eram la modul... Să le schimb cămile aros. Puteți și sunt toate da, eram la modul, nu vreau treaba asta, vreau ceva liber într-o bună zi, știi? Dacă am un job, vreau să fie la modul, dacă am chef, lucrez, dacă nu, nu știu. Asta vreau și eu. Și ce te reține? Bugetul. M-a spart la tine, problema e banul. De ce nu am mașină, de ce nu am apartament, de ce nu am jobul care vreau? Păi și care e soluția, mă, Melissa? Trebuie să mă descurc singură, nu? Garantat, întotdeauna. Și tot timpul trebuie să pleci de jos ca să ajungi. Și niciodată nu te bazezi pe cineva decât pe tine însuți. Exact, cum vreau să zic. Bate și tu pumnul aici ca băieții. Ok. Te întrebai ce dracu face băiatul ăsta. Nu, nu, da, mă, da. Totdeauna te bazezi pe tine. Până la Timișoara că trebuie să ajung la birou să-mi schimb laptopul. Și să-mi fac o radiografie, care nu pot face în urmă. Dar mă întorc. Nu rămâne. Nu o să te mai văd și mă gândesc cum facem, știi? Ce râzi, mă, așa, mă, cum îți permis, mă, ia zi. Zi, hai, scuipă. Îmi permit? Păi eu îmi permit orice. Da, mă, că glumesc. Nu, scuipă ce gândești, că te văd așa cu zâmbetul ăla șmecher. Așa... Să-ți văd grigăunie. Așa, o vrăjeală. Am o vrăjeală de aia, îți place vrăjeala mea, nu? Mai mult sau mai puțin? Bă, nu cau să te vrăjesc, sincer. Ce? Nu cau să te vrăjesc. Dacă vreau să te vrăjesc, începeam cu tot felul de căcaturi, dar nu. E la modul chiar mi-a plăcut, am oprit, hai să bem o cafea, hai să ne conectăm dacă îți place și vrei să mergem mai departe. Dacă nu, e la modul, suntem aceiași doi străini frumoși, ne vedem de drum, știi? Vrăjeala e când încep cu de-alea, de pe Google, știi? Că știi, în ochii tăi se văd marea. Îmi imaginez. Și tu ești la modul, a, dracu. Eu mă, când mă nu o văd, nu știu unde dracu o vezi tu, știi? De asta zic, domnișoara. Problema e că eu ar trebui să plec, pentru că până ajung... Lasă-mi o formă să dau de tine. Nu știu ce folosești. WhatsApp, chestii. Cum să-ți las Instagram, okay. Dacă tot nu-ți place. Fac un sacrificiu pentru tine, ce dracu să fac? Cum ești pe Insta? Plus la te rog.
să las o căldură, nu mai pot în asta. Poți să tastezi cu unghiuțele alea? Da, am obisnuit. Cât două? Mi, Andrei. Am să-ți las ție banii, plătești tu. Stai mă, mă ocup, stai niște. Data viitoare dai tu. Nu, că nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Bine. Și am să mă duc că până ajung, o să dureze ceva. În regulă. Bă, mi-a făcut plăcere, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Că știu că te-am reținut din drumul tău. Din drumul meu și așa neconcentrată și grăbită și atentă. Îți mulțumesc. Și dăm voie să te îmbrățișez înainte să fugi. Știu că e ciudat. Și ai grijă de tine. Și tu. Și vorbim. Și vorbim. Nu uita nimic. Căutată. Fugi, vorbim. Sper că ți-a plăcut acest clip și ai înțeles cât de ușor este să obții o întâlnire instantă, să îți faci o relație proc dacă asta te interesează sau să ai parte de o experiență faină, să mai cunoști o persoană nouă. Vreau să iei acțiune pentru că poți trăi viața la cu totul alt nivel și totuși tu ești singurul care refuză să o faci. Până data viitoare, te salut!